Bună ziua, dragilor! Bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Suntem la Stupină. Astăzi e vineri, da? Pe 2, parcă pe 2 octombrie. Și iată, mă grăbesc să închei lucrarea, să o închei. Să opresc lucrarea aici unde mă aflu, pentru că trebuie să alerg repede la matematică, da? La ora 4, trebuie să fim acolo. Așadar, cei care vizionați filmulețul și aveți copii în clasa a 5-a, a 4-a, a 7-a și a 11-a, vedeți acolo pe blog, am și anunțat, începând la 4 până la 5 jumate facem cursurile pentru clasa a 5-a. Foarte, foarte interesant, pentru că trecerea în clasa a 5-a creează o mare problemă pentru copii. Este un moment foarte important. Dacă reușim să facem acomodarea la obiectul matematic, cu asta mă ocup eu, atunci lucrurile merg într-o direcție bună. Trec la învățătoare, care avea un stil, acolo copiii erau, mă rog, cu mama lor, acolo, cu învățătoarea, cu învățătorul. E bine, v-am spus aceste lucruri și acum mă grăbesc repede să vă arăt chestiuni pe care o puteți întâlni voi, apicultorii, acum când faceți organizarea cuibului. V-am arătat filmulețul cu organizarea cuibului. Sigur, eu vorbesc de biostup acum, de organizarea 3-in-1. Da? Deci, aici în spate am rezolvat problema, lateral am rezolvat-o și ai în partea asta. Am, cred că prin luna, la începutul lui august, am luat nucleul de aici și l-am dat unui domn de prin Sibiu. Mă rog, care mi-a luat anul trecut, s-a ținut foarte tare de capul meu, până când i-am dat din nou un nucleu așa pe 6 rame cu puiet, cum i-am dat atunci. Și ce a rămas aici? În loc am încercat să-mi perechez o matcă. Hai, n-am reușit. Ultima dată am pus tot așa o mătcuță, o botcă foarte frumoasă din schimb liniștit și văd că nu o găsesc. Între timp, albina este într-o alertă de gradul 0, acum văd că nu mai se manifestă așa, cât m-am zis, am luat eu camera, dar era un plâns pe capul ei de ce era mai mare mila. Deci știți plânsul acela care e specific cu bătutul din aripi. Vreau să vi-l arăt pe asta. Sigur, acum, cu ocazia asta, vă mai și arăt iată ce înseamnă, dacă nu suntem atenți, albina care planează pe deasupra. Ea ce face acum? Hai că pornește. Încearcă ea să găsească o soluție, știi, să besmetișească eventual, dar nu știu dacă mai are timp să se apuce de chestia asta. Bănesc că în primăvară o va lua din nou, dacă rămâne mâna asta de albină. Da, deci iată, acum am scos un pic și își manifestă tristețea, pentru că mai e și matca, botul frumos pe undeva a fost, nu mă știu când e, în partea cealaltă, cred că era mai cealaltă, a ieșit, dar l-am perecheat, probabil și s-a pierdut. Asta e situația deocamdată. Ce trebuie făcut la asta? Păi, unificăm, nu mai stăm pe gânduri. Sigur, va primi foarte ușor o altă familie peste ea, pentru că ea abia așteaptă să vină. Sau pe asta îl ducem peste ea, sau peste ea. Eu cum am aici nevoie să fac un alt nucleu, adică să închei aici, să fac 3-in-1, voi lua din altă parte. Da? Asta urmează să o scuturăm, da? Cu albina asta de aici, când are rost să o păstrăm. Haideți să o și fac acum, las un pic camera. Este mare, mare, mare pericolă. Mai suna că cineva, domnule, ce ne facem cu tata, am pornit furtișagul. Păi uitați acolo, de aici a fost botca. Da, de aici a fost botca, a ecluzionat. Botca frumoasă. Da, între timp, iată, albina acum apare repede la furat. Da, deci cât o ții un pic, se pornește. Este planează în aer tot timpul și abia așteaptă să-l aduc, să găsesc un moment pe el. Să vine la furat.
Vezi prin metal de lucru. Deci, ca să închei foarte repede, nu uitați, tratați cei care vor să ajungă la matematică, deci tastați pe Google Prof Online și acolo luați video matematica, da? Îndată se deschide pagina aceea, dar aici când tastați Prof Online apare și Prof Online TV. Și dați click pe Prof Online TV și se intră la transmisiune în direct. Deci sunt în lecții, în direct, discuții cu elevii, cu tot ce... Seam tema pentru a doua zi. Vă veți bucura copiii voștri, nepoții voștri, anunțându-i că există așa ceva. Da? Deci meditatorul ajunge repede la voi acasă și stă de vorbă cu voi, cu fiecare în parte. Așa, ce fac acum? Aici, ca să mă întorc la apicultură, de aici, de la vecinul, care e unul singur, sper să fie unul singur, dacă nu e unul singur, sunt trei aici. Rampele de zbor deschise. Atunci ne ducem la celălalt, să vedem cum facem, care să fie unul, să-l aduc acolo. Și aici sunt tot trei. De unde știu că sunt trei? Pentru că sunt rampele de zbor deschise, da? Așa. Îi găsesc eu unul acolo și fac mișcarea asta. Da, tot trei sunt și aici. Da. Așadar, mă opresc aici. La revedere. Pe curând.